suntem într-un complex rezidențial cu 5 case. Acesta este drumul de servitute. Aici avem garajul. În fața garajului mai avem 3 locuri de parcare. În garaj mai avem încă 2, deci în total 5 locuri de parcare. Iar aceasta este casa. Vegetația deja matură. Acum hai să-ți arăt exteriorul mai întâi. Hai după mine. Aici ne aflăm în curtea casei. Este o curte liberă de aproximativ 900 de metri pătrați, unde mai avem și două terase, una de 107 și una de 120. Aceasta, cea de 120, proprietarul a prevăzut-o ca o terasă acoperită. Aici poți să-ți pui un jacuzzi sau poți să-ți faci o zonă de barbecue, depinde și de cât de român ești. Iar pe terasa aceasta ai putea să-ți așezi o măsuță de cafea cu niște scăunele, să poți să ieși frumos. Aici mai poți să-ți construiești o piscină, un loc de joacă pentru copii, cred că poți chiar să-ți pui și o turbină eoliană, bine, acum depinde. Bă, deci nu ai ce să-i mai ceri. Poți să faci absolut ceea ce vrei tu. Fix cum intrăm de pe terasă, ne lovim de această canapea care este super confortabilă. Adică, legit e confortabilă. Așa, acolo mai avem masa de dining. Aici mai avem o măsuță de cafea cu 4 scaune. Super mișto culoarea asta, îmi place foarte mult. Aici avem bucătăria, open space. Glumesc, nu este aici. Vă arăt eu după bucătărie. Asta este doar un simplu bar, să poți să mănânci o omletă de micul dejun sau... Hai să-ți iar bucătăria. Aici e bucătăria cu o insulă mare, mare pe centru. Aici ai cuptorul, aragazul, chiuveta, mașină de spăla vaze, absolut tot ceea ce ai nevoie. Acolo o să vină un televizor încastrat în mobilă, foarte multe spații de depozitare. Ce mai îmi place mie foarte mult sunt spoturile astea de lumină. Avem și un aparat de aer condiționat. În partea aceasta avem un spațiu de depozitare, o cămară, să poți să-ți pui murăturile liniștit. Așa. Și când vii direct de la cumpărături cu sacoșele, îți parchezi mașina în garaj, când vii frumos acasă cu cumpărăturile, nu mai stai să te plimbi cu ele prin afară, să stai să intri pe ușă. Ai parcat mașina în garaj, ai scos cumpărăturile și ai intrat direct în casă, în bucătărie, unde le și lași. Hai să la garajul. Acesta este garajul, 2 locuri de parcare, aici ai un boiler și centrala casei. Deci aici avem pipiță. Și ce poți să faci aici? O cramă foarte mișto, sau poți să faci... Poți să-ți pui o masă de poker, să te joci poker cu prietenii ca să nu te vadă soția, că te ceartă, bineînțeles, sau un dungeon, ceva pentru oamenii care te supără. Hai să arăt, pentru că se poate lumina. Bine, sunt materiale de construcții, dar promit eu că ține scurt. Aici mai avem un spațiu de depozitare și baia de serviciu, cu cabine de duș. Și acum hai să vă arăt și partea de dormitoare. LED-uri, spoturi, peste tot, lumină peste tot. Aici ne aflăm în zona de dormitoare. Sus acolo la mansardă mai avem un dormitor pregătit, dar mai întâi haideți să vă arăt dormitorul matrimonial. Bam, 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 bam. Ok, acum ne aflăm în dormitorul matrimonial. Singurul lucru care lipsește este salteaua, după cum puteți vedea. Haideți să vă arăt și dressing-ul, că doar da, este dormitor matrimonial. Deci aici este locul perfect să spui tu absolut toate ceasurile, colecția ta de ceasuri, eu nu am. Nu este cazul, dacă găseam ceva pe aici, ce am găsit al meu să fie. Dar hai să arăt și baia. De ce mi-a zis că aveam un pilot? Asta este baia dormitorului matrimonial, cu o cabină de duș, vasul de toaletă, 2 lavoare, special unul pentru tine și unul pentru soția ta, sau viceversa. Nu știu cine este șeful casei și mai avem aici o cadă. Acesta este cel de-al doilea dormitor din cele 3. La fel, și dormitorul acesta beneficiază de o baie proprie și acesta are vedere pe spate. Și mai avem și un mic balconaș. În cazul în care vrei să fumezi o țigară, ca să nu mai trebuie să stai cu bord pe terasă. Aici ne aflăm la mansardă, unde avem un dormitor, gata pregătit, gata mobilat și acesta, cu 2 velux-uri aici, care să te orbească cu lumină dimineața. Și ce mai avem aici? Un spațiu de depozitare, care este fix în spatele nostru, și grupul sanitar. Ok, în încheiere să facem o scurtă recapitulare. Deci, avem un teren de 1200 de metri pătrați, o suprafață utilă de 308 metri pătrați, plus garajul, plus cele 2 terase, plus cele 2 balcoane, o amprentă a casei de aproximativ vreo 200 de metri pătrați, o curte liberă de 900 de metri pătrați, finisaje de lux, încălzire în pardoseală, LED-uri peste tot, distanță de București 50 minute, ești lângă pădure,
Este totul absolut nou, nimeni nu a locuit în această casă. Totul pentru 1.100.000 de euro. Prețul nu are TVA. Ce să vrei mai mult? Dacă ți-a plăcut clipul nostru, nu uita să ne dai un like, share și un subscribe și dacă ai, și contactează-ne pentru o vizionare. Dacă consideri că ai o proprietate pe care vrei să o vinzi și crezi că s-ar potrivi în portofoliul nostru de proprietăți, contactează-ne.